asta, zic. Câți ani are piesa, Laurențiu? Ce frumoasă ești, nu mă mai spăl două săptămâni. Ce drăguț! Pare bine să te revăd. Ce vrei să... O singură nemulțumire am în legătură cu tine. Te rog frumos să lași barbă și să-ți faci tatuaje. Că se poartă. Nu ești modern deloc. Hai. Diana. Diana, Casa de Piatră. Ceva ce nu cu cine te măriți? Cu un bărbat, foarte bine. Nimeni, dar nu știu okay. De ce, când mă uit la doi oameni frumoși, așa îmi vine mereu să număr 9 luni. Hai, stai. Ia un loc acolo. Zic câți ani are piesa, că făceam o recenzie cu domnul Câți ani are piesa? Are 20? Mai mult. Mai mult? Mai mult. Deci tu erai tinerică, Mă bucur, știi, ca în filmul ăla, undeva, cândva, când el se îndrăgostește de o poză cu ea care era în alt secol, sau mă rog, ea la începutul secolului. Bine că suntem contemporani, că mă puteam uita la o poză de acum 200 de ani sau invers, mă uitam într-un glob de cristal către o poză în viitor, uite la fetele astea frumoase. Nici nu are, este compusă în 1991 în Olanda, mamă, 27 în orașul Assen. Da, stăteai în Olanda atunci? Da. Cred că mă aplaudați pentru că am revenit în România, nu? N-am înțeles de ce erau plăcă. Sunt în Olanda, nu, că am venit în România. Chiar, de ce te-ai întors? Nu m-am întors, scumpul meu. Noi suntem peste tot, tu știi și tu că, să știți, vreți aplauze furtunoase? Am să pronunț un nume și vă rog aplauze furtunoase pe un băiat super talentat, pe care nu l-am văzut, credeți-mă că el e mai talentat decât pare, îl vedeți, este Florin, aplauze. Da, da, noi știm. Și știi ce? În pauză, i-am spus ceva și nu mă feresc să-i spun, nu mai pot cu tributurile. Nu mai pot. N-am nicio treabă, ok, și eu cânt muzică străină și sunt unul de-a lor, suntem până peste cap, dacă e să folosim cuvântul, tributari culturii anglosaxone, cu iubire, iubim, dar vreau și eu concert, sala sporturilor, Florin, da? Aplauze. Eu vreau sala Palatului, Florin. Sala Palatului. Că nu e, acolo 10.000 de oameni, da. Mai am. E ok cu tributul astea, dar uite, am văzut Vank, băiatul ăla frumos de la Vank. Vreau și eu concert Vank, vreau și eu. E ok, dar nu mai pot cu astea, cu am cântat în deschiderea trupei. Ai vrea mai multă originalitate și să ne apreciem mai mult. Știi ce mai vreau? Nu mai vreau să numai eu să vreau ceva. Vreau să văd că și alții vor ceva ce vreau eu. Că nu vreau la urmă. Adică ce? Vreau să văd trupele românești în față. Vreau să văd fetele frumoase în față voi. Că sunteți mai frumoase de 1000 de ori decât alea urâtele alea de la Hollywood. Că cele mai frumoase. Pă bune, cele mai frumoase de la... Pă bune? Numai ele. Ia uitați aplauze furtunoase când zic... Ia uitați. Asta e mentalitatea. Ia uite, băiat talentat. Asta e mentalitatea de afară. That's it. Ce anume? Asta e mentalitatea de afară. Sigur. Din alte țări. Mentalitatea să fim puțin mai demni. Adică nu mă obliga să fiu sclavul a ceea ce iubesc. Iubesc Beatles până la Dumnezeu, până dincolo de ceruri. Dar să te inspire. Dar nu mă face să fiu sclavul lor, mă transform în ceva. Vreau să fiu tratat egal cum sunt și ei. Da, hai, gata, hai că... Te-ai întors după ani la Cerbul de Aur. Da, l-am admirat acolo nici pe nu s-a făcut nouă. Și acolo te-am văzut din nou cu toții. Eu nu m-am întors, eu... Noi tot timpul suntem cu inima și cu sufletul, scumpul meu, că tu ești un artist, dar mă uit spre tine ce să-ți facă dacă îi pus în fața mea, că cu fetele astea două am înțeles că ai treabă și nu mă bag, că îmi ies vorbe. Dar ce să fac? Mă uit și eu așa, tridimensional. Să zice, mai arunci cât un ochi. Mai uit ce să fac. Să știi că eu am plâns pe melodiile tale. Ai plâns? Zici și tu așa, că ești fată drăguță. Eu nu zic că vorbesc serios. Și după ce o să plec din emisie, Florentino, zice, băi, i-am zis așa, oare s-a prins? I-am zis și eu așa că de zis, da, și fii atent și o să spună, dar oare cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Nu știu, cum îl cheamă? Te cheamă Laurențiu. Laurențiu. Da, zici și tu așa, că ți-a suflat, ți-a suflat. Și a fost super emoțional, pentru că e vorba de artă până la urmă, de muzică. Dincolo de orice, e vorba de artă, de muzică. Ne-am întâlnit. Aș fi vrut să mai avem acele zile, dacă voi n-ați prins încă, v-ați născut mai târziu, n-aveți nicio vină. Nopțiar de lângă Biserica Neagră. Era, de exemplu, la Cerbul de Aur o zi specială de relaționare, că tot am adus o poză cu Cristina Aguilera.
Acolo am cunoscut-o pe Cristina Aguilera. În ce context? Bune? Aveam ocazia să stăm de vorbă pe hall, stăteam toți la un hotel. Am voie să-ți spun nume de hotel? Hotelul Aro. Acolo. Era să spun Hotelul Aro, n-am spus. Zis, că am voie să spun Hotelul Aro, dar nu spun. Și, da, și acolo o zi specială pentru relaționare. Stăteam la masă, mâncam. Plus erau schimbam, serile în care se... Serile alea în care se nu mai spun de serile, nopțile. Ei, asta ar fi drăguț. De data asta n-a fost timp, abia am avut timp să fac o poză cu Giniola Cincuieti, că eram copil, așa cum vă uitați voi la mine, că zici că ai plâns. Te-ai măritat pe piesa mea, nu? Te-ai măritat pe piesa mea. E ok, să știi că mulți vin și îmi spun... Că n-am divorțat pe piesa ta. Îmi zice, băi, Laurențiu, pe piesa aia, Laurențiu... Aia say something, domne, m-am însurat. Zic, bă, bine că n-ai divorțat. Exact, cred că eu am divorțat, că tot ziceam. Foarte mulți îmi spun treaba asta. Ei, am întâlnit-o pe Giniola Cincuieti, fata aia era extraordinar de frumoasă când era, dar și acum a făcut niște poze, nu prea a fost timp. Dar a fost un moment nemaipomenit. Să cânt pe cea mai mare, acum mă laud, dacă voi nu mă laud, nu vor să mă laude deloc, ați văzut, nu-i mai aplaudați. Cea mai mare scenă. Nu vor să mă laude. Deci am cântat pe cea... N-am niciun merit, dar am cântat pe cea mai mare scenă pe care a avut-o cel puțin Cerbul de Aur, da. Și oricum România în sensul ofertei către români, că așa au mai fost AC/DC, Rolling Stones cu scene mari. Deci asta o scenă grozav de mare, vreo 200 și nu știu cât de tone. Ei. Uite ce imagini frumoase avem acolo cu Laura Staica. Deci scenă pe care cântă Iron Maiden, Metallica și așa mai departe. Super scenă, din punctul de vedere. Uh-huh. Puteți să dați, dar am înțeles că nu vreți, trebuie să mă laud eu singur aici. Dați-mă și voi ceva. Am avut mai devreme imagine. Am avut, mă, dă din nou, mă, lasă-mă chestia. Erau acolo. Aici este scumpa noastră Laura Stoica. Aici eram undeva la Iași. Să știți, piesa aici cea mai cunoscută, Un actor grăbit, da? Ce cântăm? Uh-huh. Apropo de Olanda, eram în Olanda și mă tot suna, hai Lari, hai Laur, cum îmi spunea Laur, hai vino că am o piesă extraordinară și n-am reușit să vin, m-a așteptat scumpa de ea, cred că vreun an sau doi, până am reușit să vin în România, am uitat în studio și am făcut introducerea alea. Taram, ta-ta-ta-ra-ra, alea sunt făcute de mine, deci gândite de mine. Uh-huh. Bine, piesa este... și mă bucur că am avut așa o contribuție la cea mai cunoscută piesă, sau cel puțin una dintre... Dar cred că asta e, cred că asta ar fi, sigur, cea mai cunoscută, după părerea mea. Da, și hai să o aplaudăm așa acolo în ceruri pe Laura. Sunt multe de spus, scumpă, mă, n-avem noi timp. Vreau să te mai întreb ceva, înainte să luăm live-ul, vreau să te întreb, cum vezi după ce te-ai întors și când ai făcut comparația asta Olanda, cum vezi România, muzica românească acum după ani de zile? Sunt atât de multe de spus că trebuie să mă chemați. Am vorbit cu Michi Toma, îi spune acum, pe care iarăși îl aplaud, că e un băiat excepțional, îl iubesc tare mult. E Michi! Și Michi, băiat frumos, i-am spus, Michi, nu știu de ce, dar stăteam de vorbă cu el, băi, eu credeam că eu băiat frumos, de unde, bă, toate fetele mai cu ochii pe el, ca pe butele, dar băiat frumos, zice, nu, că sunt însurat, cu cine? Casa de Piatră. E un băiat excepțional și am o poveste, vreau să mă chemați în legătură cu ceva absolut senzațional. Am auzit eu ceva, nu spune că este super știre în legătură cu ce am făcut noi odată la televiziunea română, dar este de senzație. De senzație. Dar mă chemați altă dată și vă spun că e super, super senzație. Deci, Diana, ia-l live, te rog, ia-l live pe Duță și între timp eu o să rog pe Laurențiu, cât vedem noi live, să se pregătească să ne cântăm ceva. Să cântăm ceva, da. Până se pregătește Laurențiu Cazan. Tribut Laurențiu Cazan, corect? Un tribut, îmi dați voie să fac tribut Laurențiu Cazan? Normal. Până atunci însă, aș vrea să știu